cele mai vechi tipuri de sport, datează de prin 1370 și este un joc tradițional românesc. Unii știu, alții nu. O să aflați astăzi mai multe despre oină. Recent despre acest sport s-a auzit și în Ucraina și se pare că se va vorbi de acum încolo. Domnul Vasile Unică și Emilian Postică sunt în platoul nostru, președintele Federației și unul dintre jucători. Bună seara! Bună seara! Și bine ați venit! Mă bucur foarte mult! Da? Așa, te-a felicitat și ți-a urat bun venit în acest sport și Iulian, v-ați întâlnit acolo în culise. Mă bucur foarte mult că sunteți alături de noi. Noi, echipa noastră a început să urmărească pagina de Facebook a Federației și ne bucurăm foarte mult că există entuziaști în Moldova. Pentru că există o federație în România și îmi dau seama că cumva, văzând exemplul dumnealor, s-a înființat și la noi. Bineînțeles, și cu ajutorul dumnealor, pentru că în Basarabia se joacă oină de mult, pentru că suntem plămădiți din același aluat și bineînțeles că jocurile acestea, care se consideră copilărești naționale, se jucau pe tot întinsul României și erau, bineînțeles, și jocurile și la noi. Însă este vorba despre elaborarea unui regulament și deja sportul cel sau jocurile cele naționale s-au transformat într-un adevărat sport și Federația de Oină din România a fost înființată în 1932, are o perioadă mare istorie de activitate mare. Și în această timp, atâta în perioada interbelică, bineînțeles că și basarabenii aveau echipe, chiar și au fost și campioni în campionate, dar bineînțeles că au fost perioade diferite, unde jocul s-a dezvoltat, a mai stopat. Avut niște perioade, da, unde s-au stopat promovarea jocului. Dar câți oameni în Moldova joacă oină sau știu despre oină? Eu cred că numărul lor se mulțește și chiar rapid, aș spune, pentru că s-a început renașterea, să zicem așa, jocului de oină. Acum, cu toate că v-am spus că perioade au fost diferite, dar iată, perioada despre care vorbim aceasta, contemporană, s-a început din 2015, unde Federația de Oină din România, în colaborare cu Ministerul Educației atunci, am mers cu prezentarea jocului de oină prin taberele de vară, la copii. Deci acolo unde se juca, nu în sala de sport, dar unde se juca întotdeauna. Dragă Emilian, de unde ai aflat despre oină? De la profesorul meu de educație fizică. Așa. Care este un vechi prieten al domnului Vasile. El ne-a îndrumat și ne-a îndemnat să practicăm acest sport pentru că este unul vechi, dar și este sportul nostru național. Da, e adevărat și atunci când oamenii văd imagini, pentru că vrem să le arătăm celor de acasă și niște imagini, o să găsiți multe frânturi sau momente din alte jocuri. Mulți o să zică, a, dar asta parcă e baseballul de la american. Nu, e un pic mai diferit. Haideți să vedem imaginele, după care băieții o să ne explice de fapt care sunt regulile. Din străveche rădăcină, tot răzbate spre lumină, e zgonită, ea revine și la tine și la mine. Ea neamului oină, un sport cu mult har, ca frunza cea verde într-un câmp popular. Mi-adună valorile noastre străbune, o perlă în brățara de aur a lumii. Hai, hai, agerime, hai, hai, istețime, hai, hai, într-o gripă, hai, în echipă. Sus steagul cu doina, sus steagul cu oina, tradiția ducem înainte cu fală, înainte, înainte cu oina regală, spre neamului sacră, ore astrală. Ne dă sănătate, ne dă dibăcie, de țară ne dă o firească mândrie. E oina, măi frate, un joc proactiv, învingem frumos când jucăm creativ, trezește în noi mult.
ați văzut câteva momente dintr-un joc și nu e nimic complicat, este un teren de fotbal, de dimensiune de fotbal. E un pic mai mic, alte dimensiuni. Vă zic că jocul acesta se juca pe un teren pe toloacă, să zicem așa, da. Dar, bineînțeles, conform regulamentului, este stabilit niște dimensiuni pentru acest teren, maxim 70 de metri pe 32 lățime și iată pe așa teren pentru seniori, dar pentru copii pot fi și un teren mai mic, adică putem pe un teren de lângă școală foarte leger să marcăm acest teren și copiii să-l practice. Nu e nevoie de echipamente complicate, nu este un sport de contact. Vreau să iau în mână o minge. Deci, mingea și bâta. Bâta și poate baston. Fi bastonul. Bâta, da, că noi suntem obișnuiți cu bâta de la poliție. Regulamentar se spune și bâta, dar regulamentar acesta este numit bastonul. Uh-huh. Nu e grea mingea. Nu e grea, are pentru diferite greutăți are. Masa este diferită pentru seniori, de exemplu, 140, pentru juniori 120 și avem până la 60 de grame pentru copii care pot să practice. Practic este inofensiv această minge. Cât durează un joc de oină? Timpul este nelimitat. Adică? Până muriți acolo. Este nelimitat, asta nu înseamnă că nu se termină jocul cândva. Deci în volei tot nu este limitat terenul. Deci se joacă, nu se joacă nici voleiul la timp, pentru că se joacă la punctaj. În oină se joacă două reprize și se termină atunci când o echipă își termină toate loviturile. Pentru că în joc intră 11 jucători. Jocul este constituit din două reprize. O echipă, ați văzut cum este marcat terenul, este repartizată o echipă în teren, cealaltă echipă se numește la bătaie și o repriză se termină atunci când toți jucătorii bat mingea și trec prin culoare. Sunt două culoare. Deci sportivii care bat mingea trebuie să treacă pe un culoar de ducere, să ajungă până la linia de fund și se întoarcă pe culoarul de întoarcere. Deci asta este sarcina celor de la bătaie. Ei trebuie să se treacă în așa fel ca să nu fie loviți, pentru că cei care stau în teren, numai decât cu mingea, încearcă să-i țintească și să-i lovească. Este foarte captivant, dar dacă vorbim despre timpul de joc, deci s-a schimbat în repriza a doua echipele cu rolurile și se repetă același lucru. Poate să dureze 40, poate să dureze o oră. Dacă echipele sunt foarte bine pregătite, poate să dureze mai mult timp. La începători trec mai repede, pentru copiii se orientează mai mult la alergare, să scape, dar nu se orientează cum să se protejeze. Este un joc complex și odată cu însușirea procedeilor principale, jocul deja se lungește, pentru că apar noi tactici cum să se protejeze, cum să treacă prin culoare. Nu este obligatoriu să alergi cu viteză mare, pentru că la fiecare, după cum ați văzut terenul, sunt niște careuri. Și la fiecare careu poți fi prins de alți patru jucători care trebuie să te țintească. Adică e vorba și nu de un joc doar de alergare, e și de gândire, și de planificare. Foarte mult. Da. Aveți antrenori? Cum vă antrenați? Ne antrenăm deosebi în ajun de competiții sau când avem mult timp liber. În general, sportul acesta este arătat și la lecțiile de educație fizică, demonstrat, și ne ajută să dezvoltăm viteza, în primul rând, logica și viteza de reacție în general. E foarte bine că acest sport ajunge în școli. Da. Pentru că noi preluăm sporturile altor națiuni, de ce să nu îl practicăm pe al nostru cu o tradiție seculară? Sper că după această apariție să fie și mai mulți doritori de a practica acest sport, mai mulți profesori din mai multe raioane să se informeze, pentru că e bine să ne respectăm tradițiile prin muzică, gastronomie, dar iată și prin sport. Sport în toate și vă mai așteptăm sau sperăm echipa noastră să vină la un antrenament
cu fete, avem, că nu suntem mai mult fete, da? Noi avem niște promisiuni de la niște artiști că la un campionat vor participa numai decât o echipă, o echipă de artiști. Păi noi ne infiltrăm așa printre ei. Eu știu că sunteți foarte activi în activitățile sportive și de ce nu?